În contextul situației grave în sectorul agrar, Asociația Forța Fermierilor s-a întrunit într-o ședință cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea. Discuția nu a fost deloc simplă și pe alocuri tensionată, organizația a venit cu mai multe solicitări. În contextul faptului că Moldova are statut de candidată la Uniunea Europeană, guvernul trebuie să facă apel urgent către UE pentru accesarea fondurilor europene pentru 2023, astfel încât să fie majorat fondul de subvenționare. Nu putem admite că ramura care a trecut prin multiple șocuri în anul 2022 să fie finanțată în anul viitor cu doar 300 milioane lei. Guvernul se repete apelul doamnei Maia Sandu către România pentru solicitarea ajutorului în formă de motorină la distribuirea căreia fermierii mici să aibă prioritate. În legea nouă cu privire la subvenționare să fie stabilită prioritatea fermierilor mici și mijlocii și să nu fie subvenționate agroholdingurile. Să nu fie admisă suspendarea examinării dosarelor de subvenționare dacă s-au terminat banii din fond, căci vor fi descurajați agricultorii care au investit și nu au reușit să depună dosarele. Să fie organizată întâlnirea cu băncile și BNM pe problema reeșalonării creditelor curente și alocarea creditelor noi. După discuția de aproape 2 ore, s-a ajuns la următoarele promisiuni. Guvernul va cere de la UE resurse suplimentare pentru fondul de subvenționare pentru 2023. Ministrul va solicita de la doamna prim-ministru adresarea către Guvernul României în vederea completării solicitării doamnei președinte în vederea acordării ajutorului în formă de motorină. Prioritățile fermierilor mici și mijlocii vor fi indicate în regulamentul de subvenționare prin aplicarea anumitor măsuri doar pentru aceste categorii. Pentru infrastructura de depozitare, păstrare și prelucrare a producției agricole vor fi posibile mai multe cheltuieli investiționale. Punctul cu procedura suspendării examinării dosarelor va fi modificat după cum a solicitat organizația. Săptămâna viitoare va fi organizată întâlnirea cu băncile comerciale, BNM și agricultorii. Vineri 16 decembrie, orele 9, Consiliul Asociației va merge la ședința Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, unde va expune poziția în legătură cu micșorarea fondului de subvenționare și refuzul vicepreședintelui Comisiei să aibă o discuție specială pe acest subiect cu asociațiile agricultorilor.